Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit pe canalul meu la o nouă rețetă. Astăzi vom face brioșe cu dragoste, pentru că este Valentine's Day, și anume niște brioșe stracciatella cu dropsuri de ciocolată neagră. Pentru aceasta avem nevoie de 2 ouă, 100 de ml de ulei, 2 linguri de unt topit. Mai avem nevoie și de un pliculeț de praf de copt, 10 grame, iaurt cu 3,5% grăsime, 150 de grame. Avem nevoie și de bio chocolate drops, adică picături din acestea de ciocolată. Eu folosesc ciocolată neagră. Acest pachet are 100 de grame, dar eu voi folosi jumătate din el, deci 50 de grame de ciocolată neagră cu minim 50% cacao, precum și o esență de vanilie. De asemenea, mai avem nevoie de 255 de grame de făină albă și 12 linguri de zahăr. Puteți să folosiți zahăr tost sau zahăr pudră. Eu folosesc zahăr pudră. Se fac foarte ușor, deci să trecem la treabă. Puteți adăuga o fiolă întreagă sau eu am adăugat o jumătate de sticluță din aceasta de 30 de ml. Amestecăm compoziția aceasta cu ou, ulei și iaurt cu acea compoziție cu făină și zahăr. Amestecăm ușor cu telul până când obținem o compoziție omogenă. Amestecați bine până când obțineți un aluat de acest fel, care este cât mai fin și nu conține cocoloase. Adăugăm acum și chipsurile de ciocolată neagră. V-am spus, o să pun 50 de grame, jumătate din acest pachet. Amestecăm și cu granulele de ciocolată, le incorporăm cât mai bine în aluat. Sunt tipul acela de granule de ciocolată termorezistente, care nu se vor topi în timp ce le voi amesteca și nici după ce le voi coace. Compoziția este gata, așa arată, și acum voi umple formele mele pentru brioșe până la jumătate ca să le las loc să crească. Așa arată brioșele și vor merge într-o tavă la copt, o tavă pentru susținere, și vor merge la copt la cuptor pentru... Vor merge la cuptor la 220 de grade, cuptorul preîncălzit la 220 de grade, după care vom reduce temperatura și le vom mai lăsa 10 minute, până când vor trece testul scobitor. Acum urmează să le bag la cuptor. Așa arată brioșele mele, le-am ținut 20 de minute la cuptor, după care le-am încercat cu scobitoarea și aceasta a ieșit curată, deci sunt perfect coapte și ușor rumenite, după cum se poate observa. Și vroiam să vă mai arăt că se desprind și foarte ușor din aceste forme. Bine, acum sunt fierbinți, dar se desprind foarte ușor. Le lăsa să se răcească și se vor desprinde foarte ușor. Uitați cât de ușor se scot și cât de bine arată. Sunt în formă de inimioară. Sunt foarte pufoase și sunt delicioase. Așa arată brioșele mele cu dragoste, sunt pufoase, delicioase și foarte moi și vă doresc poftă bună, la mulți ani de Valentine's Day, iubiți-vă mult și toate cele bune!